Țăranii din satul Nadăș, care a fost retrocedat abuziv, au fost susținuți în această perioadă de zeci de români care au venit din toată țara pentru a asista la un nou termen de judecată. Pe rolul judecătoriei Ineu a avut loc un nou termen în procesul în care țăranii din Nadăș, județul Arad, luptă pentru a-și lua satul înapoi. Alături de ei au venit zeci de oameni pentru a-i susține moral. Patrulele lui Vlad Țepeș au fost prezente la Ineu și au stat alături de cei din satul Nadăș.